Este toamnă să numără bobocii, dar iată că data aceasta, la nivel național, se numără și oamenii și gospodăriile. Dumneavoastră ați participat la acest recensământ, vă rugați să ne spuneți Sigur, da, e despre rezultate. în calitate de recenzor, da, am avut 83 de gospodării, 222 de persoane înregistrate. Da, populația a scăzut față de recensământul din 2002, nu cu mult, dar se înregistrează o scădere. Cum a mers procesul de recenzare? Adică, cum au perceput oamenii? Cum v-au primit? Ținând cont că oamenii din sat mă cunosc foarte bine și eu îi cunosc la rândul meu foarte bine, procesul de recenzare pentru mine a fost relativ ușor. V-a rugat să apreciați relația dintre cele două instituții, a dumneavoastră și a primarului. Cum colaborați cu primarul mai precis? O relație foarte bună. De înțelegere, colaborare. Mulțumim cu cine a stat de vorbă. Asistent social la Curță Viorica. Ziua, v-a rugat să ne spuneți cum este viața acum la sfârșit de an 2011. Cum vă simțiți dumneavoastră și cum este în comuna dumneavoastră? Cum se simți? E bine. Încă e bine, nu? Da, sărăcie în floare. Da. Ce probleme sunt? Ce ar trebui să mai facă primarul, primăria? Da, păi să nu mai facă, ne-au făcut destul. Bine sau rău? Bine, bine. Ce v-a plăcut ce a făcut domnul primar Panta? Dar nu se vede, asfaltul l-au făcut, o grădiniță aici, sau nu știu ce se cheamă aici în jos, au făcut-o și pe asta, e ca începută, nu știu când a fi terminat-o. Cum a fost anul agricol? Foarte bun. Recensământul? Recensământul, la ce vă referiți? Deci, dacă s-a desfășurat corect, dacă... Corect. Asta nu putem spune nimic. Cu cine am stat de vorbă? Cum vă numiți? Aftinici Grigore. Aftimie Grigore? Aftinici. Aftinici Grigore. Doamne, bună ziua, să rămână. Nu avem treabă. Spuneți-ne câteva cuvinte despre comuna dumneavoastră. Cum vă simțiți? Cum? E comună, spun foarte bine, dar doctorul veterinar foarte rău. De ce? Nu este doctor veterinar? A, da, este, dar mi-a făcut tratamentul o săptămână și mi-a făcut, adică mi-a făcut două zile pe o miliară între rup. Tratamentul la ce? La un anim bun. Și acum o trebuie să niște ingheri sâmbătă, unul era paralizat, un buc care i-a făcut tratament, era paralizat. Da. Și ați plătit? Da, le-am plătit încă, dar... Crezi plătești, da. Și v-a promis că va fi bun, va fi bine? Da, văzut că e bun. Asta sunt drepte, că încolo, nu, îl ducem la abator, până la urmă. Așa, dita e bun, 30 de milioane, mi-a dat doi boi, că cealaltă nu mi-a dat nici acos. Deci nu l-a salvat, n-a tot să-l duci? Nu, o trimis niște ingheri să bățaș, nu l-a luat, nu ai de capul meu, și o femeie bătrână. Cum vă numiți, doamnă? Ești leagă Natalia, doctor veterinar, nu, dar... Cum îl cheamă pe doctorul veterinar? Matei Ion. Ion. E de multă vreme aici, medic? E, are 2 ani, 3. Am trecut, ne-au omorât, castrat 2 porci și iar tot așa i-au făcut și eu paralizat și întâi. Mai sunt și alte cazuri în sat? Unu, la Gogu, unul a murit și am sunt la doctorul, inginerul ăsta. De s-a mai întâmplat și în alte locuri, nu? Da, la Gogu i-a întâmplat. Da, am înțeles. Deci cum v-a spus despre... Da, a spus că sunt mai răbdare, că a fost vorba, a făcut joi și vineri. Și sâmbătă, duminică, și sâmbătă că vine doctor, nu mai este domnul Șoanca, e la parte aici. Gajica primarului. Și e ca doctor veterinar. Și el o că vine sâmbătă. Prietena primarului este un medic veterinar? Da, e aici la noi. L-a lăsat-o doctor și el cred că stă acasă. Deci fosta soția a doctorului, da? Nu, e prietena, s-o lua cu... primarului. S-au luat cu primarului. Da, cine a fost dânsa? Sau cine este dânsa? Doctoriță veterinară, asistentă. A, deci dânsa este asistentă sau doctoriță veterinară? Asistentă, cred că dacă umbla cu doctorul, umbla prin sat, cum a lăsat-o pe dânsa și el nu a mai venit. Eu da băiatul telefon și nu a vrut să răspundă. Asta sâmbătă sau când? Sâmbătă, da. Sâmbătă nu a venit, duminică nu a venit. Și domnișoara a venit să vă trateze bo? Nu a venit luni, după. Luni și mat și miercuri. Și v-a zis că nu-i mai face joi, că nu a venit, că nu-i mai face nica. Dar
Zic că să facă efect, că încolo nu paralizat. Și doctorul nu m-a apărut până joi? Da, nu a apărut deloc, doctorul. Deloc nu mai merge. O da telefon băiatul și nu vrea să răspundă, că doar am număr de telefon. Da, și nu vrea să răspundă. Și eu trimis niște hengeri, nu știu pe unde, și mi-au luat boi pe amândoi cu 30 de milioane, m-au luat răs. Mai de cap, nu știu ce la nimic.